Salutare, sunt Cătălin Frăsinescu și astăzi la secțiunea Șotron a Teatrului Stella Popescu am să vă citesc din cartea Câinele care a salvat lumea de Ross Welford de la editura Corint Junior. Este o carte care ne oferă o poveste încântătoare despre speranță, despre prietenie, despre relații de familie, despre pierderi, dar și despre curaj. Așadar, golful Wetley nu peste mulți ani. Am pe peretele din dormitor un poster înrămat pe care mi l-a luat tata de ziua mea. Îl văd în fiecare dimineață și în fiecare seară, așa că îl știu pe de rost. Înțelepciunea câinilor. Să nu ai încredere în persoanele cărora nu le plac câinii. Dacă ceea ce îți dorești este îngropat, sapă și sapă până ce găsești. Să nu muști dacă un mârâit este de ajuns. Începe fiecare zi dând din coadă. Indiferent de mărimea ta, fii curajos. Indiferent de vârsta ta, învață trucuri noi. Dacă cineva are o zi proastă, fii tăcut, cuibărește-te lângă el și împunge-l puțin cu nasul. Totul e adevărat. Cuvânt cu cuvânt. Asta am descoperit vara trecută când lumea aproape că s-a sfârșit. Doamnelor și domnilor, băieți și fete, permiteți-mi să vi-l prezint pe răpăit de tobe, Mr. Maș, câinele care a salvat lumea. Îl iubesc mai mult decât orice. Știu că asta sună dur față de tata și față de Clem, însă cred că vor înțelege mai ales după ce s-a întâmplat în vara aceea. Nu știm exact ce vârstă are, cum a rămas fără stăpân și nici măcar ce fel de câine este. Are blana mițoasă, nuanțe de cenușiu, cafeniu închis și alb și niște urechi care atârnă fluturând. Are o față simpatică și curioasă ca unui șnauțer, ochi mari și blânzi și o coadă foarte neastâmpărată ca unui labrador. Cu alte cuvinte, este o amestecătură, un mișmaș. Când l-am luat de la adăpostul Sfântului Uf, preotul a zis că pot să-i dau eu un nume, așa că am zis mișmaș. Ceea ce a sunat ca și cum aș fi zis Miss Maș. Însă, pentru că e băiat, a rămas cu numele de Mister Maș. Mr. Maș, cel mai bun și cel mai ridicol prieten al meu. Are o limbă mult prea mare pentru gura lui, așa că de multe ori iese pe afară, ceea ce îl face să arate și mai caragios. Nu poate distinge sub nicio formă dacă un lucru este de mâncare sau nu, așa că îl mănâncă oricum. Asta îi provoacă și ceea ce preotul a denumit o problemă cu vânturile. Poți să o mai spui odată. Silențios și puturos, zice tata. Dezgustător, spune Jessica. Însă ea nu l-a plăcut niciodată foarte mult, oricum. Fără Mr. Maș, lumea s-ar fi putut sfârși. Sincer. Asta a fost pentru astăzi. O introducere. Așa se cheamă și capitolul pe care vi l-am citit, introducere, și sper că v-a făcut curios și vă aștept și data viitoare pentru a continua lectura din Câinele care a salvat lumea. Vă mulțumesc!